preotul Ovidiu Herbei a plecat la cele veșnice. Preotul protopop Ioan Bârgăoanu a anunțat marți 20 decembrie că preotul Ovidiu Herbei a trecut la cele veșnice. Cu multă durere în suflet, vă anunțăm că preotul Ovidiu Herbei a plecat în ceata slujitorilor cerești. Preotul Ovidiu Herbei a fost un duhovnic înțelept, harnic și rugător al protopopiatului Onești, parohia Valea Bogdanei, comuna Ștefan cel Mare, și a fost chemat în ceata colindătorilor cerești de milostivul Dumnezeu chiar înainte de Crăciun. Preot ctitor în parohiile Heltiu, Negoie și Poiana Sărată, părintele Ovidiu Herbei a jertfit viața sa pentru consolidarea, construirea sau edificarea sfintelor lăcașuri de cult, implicat jertfelnic în multe proiecte social-filantropice ale bisericii. A plecat să slujească în casa Tatălui Ceresc. Putem scrie o carte despre multele sale realizări, însă toate au fost posibile doar braț la braț cu doamna preoteasă Mona Lisa Herbei și cu fiul lor drag, părintele Ștefan. Cuvintele noastre sunt înmuiate în durerea familiei părintelui Herbei, care trece prin cea mai grea vreme a suferinței pământești. Ne rugăm pentru pacea sufletelor lor. Vă rugăm să pomenim în rugăciune pe vrednicul și harnicul frate întru Hristos, care fără de veste și neașteptat a plecat în cealaltă lume a îngerilor lui Dumnezeu. Un părinte cu o înțelepciune aleasă, curajos în propovăduire și gospodar. Se bucura de respectul parohienilor săi și de preoția părintelui Ștefan, fiul său drag, împreună slujind Biserica lui Hristos. Fire blândă și suflet bun, părintele Ovidiu știa să te asculte și să îmbărbăteze în momente grele. Fiii și fiicele sale duhovnicești îl cinsteau cu drag pe părintele lor. Dumnezeu să odihnească în pace sufletul său harnic, a transmis preotul Ioan Bârgăoanu, protopop de Onești.